Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. În a doua parte a serviciului divin de joi seara, așa cum obișnuim noi în această perioadă, studiem pildele Domnului potrivit călăuzirii pe care Domnul ne-o dă nouă. Și în această seară am ajuns la cea de-a noua lecție biblică despre pildele Mântuitorului, respectiv cea de-a opta pildă, ținând cont de faptul că prima a fost o lecție de introducere. Și vă invit să deschideți Biblia în Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, de unde vom citi despre pilda cu sămânța, versetele 26 la 29. În cinstea Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare. Marcu, capitolul 4, versetele de la 26 la 29. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este copt rodul, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Ne bucurăm de harul lui Dumnezeu arătat față de noi, să fim în viață, să fim sănătoși, să avem mintea întreagă pentru a-L dori pe Dumnezeu, pentru a căuta apropierea de Dumnezeu. Lucrul acesta este un lucru mare. Îi mulțumim Domnului că ne poartă de grijă nu doar nouă, ci și familiilor noastre și poporului sfânt, alături de care ne întâlnim de fiecare dată în servicii divine aici, în casa lui Dumnezeu. Și după ce am încheiat studiul cărții lui Iona, am cântat, ne-am rugat, am strâns darurile de bunăvoie prin care ne-am închinat Domnului. Acum o să vă rog să faceți liniște în sufletul dumneavoastră și fiecare, așa cum știți mai bine, să-L căutați pe Domnul și tălmăcirea cuvântului pe care l-am citit. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este eternă, pentru că este infinită și foarte complexă, nici o pildă spusă de Domnul Iisus și nici o predică spusă de El sau de altcineva nu poate să explice împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus a spus multe pilde și fiecare pildă a surprins tot un alt aspect al acestei împărății. Pilda seminței explică procesul de transformare al seminței pusă în pământ într-o nouă plantă. Acest proces implică germinarea, firul verde, spicul și boabele coapte în spic, așa cum am citit în Marcu, capitolul 4, versetul 28. Procesul creșterii este declanșat de evenimentul semănării și este încheiat de evenimentul secerișului. Două evenimente, semănatul și seceratul, încadrează ca și început și sfârșit procesul acesta al creșterii. Cum se întâmplă cu semănatul și seceratul în natură, așa se întâmplă și cu lumea spirituală. Isaia spune în capitolul 61, versetul 11, căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Asemenea lui Isaia și Domnul Iisus Hristos face o comparație între sămânța pusă în pământ, care încolțește, care crește, privind etapele, fazele de creștere ale ei până când ajunge la coacere și la secerare, la recoltare, și face o comparație cu viața spirituală, când Evanghelia lui Dumnezeu este pusă în inima noastră ori prin citire personală, ori prin ascultarea predicilor altora. Și sămânța intrată în inimă, ea germinează, încolțește,
și se naște o plantă nouă, o viață nouă, omul se naște din nou. Și apoi începe un proces de creștere care are anumite faze. Procesul acesta de creștere trebuie să culmineze cu rodirea. Și după aceea, această rodire onorându-L pe Domnul, Domnul la rândul cetei Lui ne cheamă pe fiecare acasă. Asta vrea în două vorbe să spună pilda seminței. Aș vrea să privim puțin la aceste trei aspecte, la aceste trei faze mai mari și fiecare fază mai mare, în mod deosebit cea de la mijloc, adică creșterea, va avea etape mai mici. Deci, evenimentul semănatului. Evenimentul semănatului și seceratului sunt responsabilitatea fermierului, în timp ce procesul creșterii este rezultatul legii vieții, de care se îngrijește Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, eu am sădit fermierul, Apollo a udat fermierul, dar Dumnezeu face să crească. Dumnezeu este stăpânul și creatorul din ceruri. Iată dar, fermierul ce poate să facă? Fermierul seamănă sămânța, poate să îngrijească recolta, poate să o ude dacă e vorba de flori sau legume, dar cel care face să crească este Dumnezeu. Fermierul nu poate să facă planta să crească, nici sămânța să încolțească, dar în interiorul seminței există viața. Mântuitorul i-a făcut responsabil pe ucenici atunci și pe noi ne face responsabili acum de marea trimiterii asemănatului. În Marcu, în capitolul 16, de asemenea în Matei, în capitolul 28, Domnul spune, duceți-vă în toată lumea și semănați. Domnul spune, duceți-vă în toată lumea și predicați. Dar asta înseamnă să pui sămânța în inima oamenilor, să semeni. Biblia spune, la orice făptură, să nu neglijați pe nimeni. Să nu fiți selectivi în funcție de culoare, înălțime, valoarea vieții, să nu fiți selectivi. Sufletul oamenilor este asemănător. La fiecare făptură, în inima lor, să puneți sămânța. Dacă el o va primi sau nu, nu-i responsabilitatea voastră. Dacă Dumnezeu face să crească sau nu, nu-i responsabilitatea voastră. Aduceți-vă aminte, Noe a predicat mai bine de 100 de ani. Ieremia predică 25 de ani și nici la unul, nici la altul nu se pocăiește nici măcar un om. Au fost ei predicatori slabi? Nici de cum. Ce poate un predicator să facă mai mult decât să spună? Dacă omul din bancă nu vrea să primească, nu e responsabilitatea predicatorului. Este responsabilitatea omului și Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. În timpul misiunii de pe pământ, Mântuitorul a semănat din abundență. Citesc din Luca, capitolul 4, versetele 42 la 44. Noroadele au început să-L caute până au ajuns la El. Voiau să-L oprească să nu plece de la ei, dar El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile iudeilor. Domnul Iisus a oferit șansă la orice făptură. Și în zona aceea a perimetrului Israel, la care el a fost trimis, a predicat Evanghelia neselectiv, la toți. De asemenea, Marcu, capitolul 1, versetul 15, spunea Domnul, s-a împlinit vremea, a venit vremea semănatului, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Care e Evanghelie? Asta care o predic eu. Priviți că Domnul Iisus Hristos a renunțat la mâncare, semănând în inima femeii din Samaria, Ioan 4. A renunțat la somn, semănând în inima lui Nicodim, Ioan 3. A riscat imaginea de persoană sfântă și religioasă în casa fariseului, semănând sămânța în inimii femeii păcătoase, Luca 7. A renunțat la împlinirea propriilor nevoi în cele mai critice momente, fiind agățat pe cruce, semănând sămânța în inima tâlharului care era pe cruce alături de el, Luca 23. Domnul a folosit orice ocazie să pună sămânța. El a semănat din abundență. A știut că șansa oamenilor să fie mântuiți depinde de semănătorul care aduce Evanghelia și prin auzire se naște credința în inima ascultătorului. E o mare responsabilitate pentru oamenii care au darul predicării. E o uriașă responsabilitate pentru că ei sunt chemați să spună cuvântul, fiind chemați de Dumnezeu din ceruri.
Omul care ezită să facă lucrul acesta, din anumite motive personale sau de circumstanță, e responsabil în fața lui Dumnezeu, așa cum un șofer e responsabil în fața poliției, fiindcă a trecut prin intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Este o lege divină când un bărbat e chemat să predice Evanghelia, este o poruncă divină să predice Evanghelia și să nu se lase, indiferent de nemulțumiri personale. Trebuie să predice că e chemarea lui Dumnezeu. Domnul a făcut asta, a avut foarte multe piedici Domnul, dar a predicat spunând, pentru asta am fost trimis. Mă simt responsabil față de cel ce m-a trimis, față de stăpânul universului. Nu-mi pot permite să-l refuz. Ca și Domnul Iisus, Ioan Botezătorul și el a semănat insistent, dar aspru, Evanghelia Domnului Iisus în generația lui. Spune Luca în capitolul 3, versetul 2, a venit prin tot ținutul din prejurul Iordanului, predicând Evanghelia pocăinței pentru iertarea păcatelor. Spunea și el ca și înainte mergătorul său, ca și cel care l-a urmat, el fiind înainte mergătorul Domnului Iisus, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Matei capitolul 3, versetul 2. Ucenicii ca și Ioan au urmat exemplul Domnului Iisus, făcând din semănatul Evangheliei preocuparea fundamentală a vieții lor. Citesc din Fapte capitolul 6, versetele 2 și 40. Nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Noi trebuie să slujim necurmat în rugăciune și în predicarea cuvântului. Observați, între apostoli s-a deschis oportunitatea carității, ajutorării materiale administrative a văduvelor, a oamenilor în nevoie. Și oamenii aceștia au simțit pericolul că sunt sustrași de la slujba spirituală, predicare, semănatul și rugăciune, udatul. Și au spus, fraților, Satana încearcă să ne atragă într-o slujbă bună, luându-ne de la o slujbă mai bună. Și a spus el, soluția nu e să le facem noi pe toate, că nu suntem speciali. Soluția e să rămânem noi la Evanghelie și la rugăciune și alți oameni care nu sunt chemați să predice, să facă slujbe administrative, ajutând caritabil pe văduvele din Ierusalim. Așa spun ei, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Oamenii ăștia și-au simțit chemarea, și-au înțeles chemarea, și-au respectat chemarea. Un înger al Domnului l-a trimis pe Filip să seamene sămânță în inima famenului din Etiopia, Fapte 8. Un înger al Domnului l-a trimis pe Petru să seamene sămânța în inima membrilor familiei ofițerului Corneliu, Fapte 10. Un înger al Domnului l-a trimis pe Pavel să seamene sămânța la toți oamenii, spune cuvântul în Fapte 9, Luca povestește. Este un vas pe care l-am ales, este mesajul profetic, către persoana care a fost trimită să-și pună mâinile peste Pavel. Este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. E persoana pe care am ales-o să seamene din abundență. Și Pavel a semănat mai mult scriind și înființând biserici, timp în care Petru a semănat mai mult predicând. Un om poate deveni credincios lui Dumnezeu atunci când intră în contact cu mesajul Evangheliei. Noi degeaba ne rugăm pentru oameni, Doamne, binecuvintează-i și mântuiește-i, dacă noi nu facem tot ce depinde de noi să ajungă Evanghelia la ei, pentru că Evanghelia naște credință în inima omului. Uitați cum explică apostolul Pavel lucrul acesta. Cine va crede în acela despre care nu a auzit? Cu alte cuvinte, cum să creadă oamenii în Iisus dacă n-au auzit despre el? Și a doua parte a versetului, cum vor auzi dacă nu se duce nimeni să le predice? Apostolul e mirat că sunt persoane care cred că vecinii lor se vor pocăi prin știrile de la 7 seara. Oamenii se pocăiesc când aud Evanghelia, dar cum să audă de Iisus decât prin Evanghelie? Și cum să audă Evanghelia dacă nu le predică nimeni? Cât de mare e responsabilitatea bisericii să semene sămânța. Imaginați-vă o bucată de pământ plină de gunoaie sau tot felul de ierburi și de mărăcini pe care nimeni nu seamănă. Este un pământ bun, ar trebui pregătit și semănat și cineva s-ar hrăni din roadele câmpului, dar nu seamănă nimeni. Mandatul bisericii este să seamene sămânța. Nu este porunca de la mine, nici de la comitetul bisericii, nu-i constituția bisericii penticostale,
independente Betania sau a unui cult religios, ci este porunca stăpânului, iar noi în calitate de robi trebuie să spunem: vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Trebuie să simțim responsabilitatea apăsătoare a poruncii pe care ne-o dă Domnul. Așa a făcut Ioan Botezătorul înainte mergătorului Iisus, așa a făcut Domnul Iisus Hristos, așa au făcut apostolii și sfinții până astăzi. Și biserica din vremea noastră nu trebuie să obosească, dar până la urmă nu este responsabilitatea noastră alte biserici locale, dar aceasta este responsabilitatea noastră. Frați dragi, să nu obosiți în semănat, iar dacă nu aveți darul și chemarea de la Dumnezeu, să semănați cu gura, semănați cu rugăciunea, semănați cu banii, semănați cu implicare în alte proiecte care până la urmă înseamnă tot Evanghelia predicată oamenilor. E responsabilitatea noastră. Isaia spune în versetul 11 din capitolul 55: tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci voi face voia mea și voi împlini planurile mele. Cum? Prin cuvântul meu. Nu este așa că de fiecare dată când noi auzim un cuvânt pe care nu-l știam, ceva se schimbă în noi? Nu este așa că cel care fumează și îi spune Evanghelia nu fuma, se lasă de țigări? Nu e așa că cel care face alt păcat și Evanghelia îi spune nu mai face, el se lasă de păcatul acela? Dar dacă nimeni nu-i spune, omul nu se lasă pentru că nu știe. Spune Biblia, fiecare rătăcea neștiind să facă deosebire între stânga și dreapta. Ce înseamnă asta? Ignoranță, neștiință. Credința vine în urma informării. Neștiință și necredință. Necredința este urmarea neștiinței. Credința este urmarea informării. Sămânță nu înseamnă să punem credință în inima oamenilor. Înseamnă să punem Biblia în inima oamenilor. Și Biblia pusă în inima oamenilor germinează, adică încolțește spiritual vorbind și naște credința. Predicați Evanghelia, spuneți-le copiilor dumneavoastră despre Hristos, spuneți-le membrilor familiei dumneavoastră despre Hristos și cândva se va întâmpla ceva, pentru că este acolo mesajul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Am vorbit despre evenimentul semănatului. Acum, în al doilea rând, vom vorbi despre procesul creșterii. Semănatul e un eveniment. Mergi în grădină și într-o oră pui 100 de cuiburi de roșii sau 10 cuiburi de castraveți. Sau câteva flori în fața casei. Ăsta e un eveniment, faci într-o după-amiază treaba asta. Dar roșiile care le-ai pus în grădină într-o după-amiază nu mai cresc tot într-o după-amiază. Cresc în 30 de după-amieze sau în 20 sau în 10. Oricum, este un proces în funcție de planta pe care ai semănat-o. A semăna e un eveniment, într-o oră. A crește e un proces, o lună, două, trei, depinde de sămânța pe care ai pus-o, de legile ei înaintea lui Dumnezeu. Semănatul, repet, e un eveniment urmat de un proces, creșterea. Și acest proces implică, repet, germinarea, firul verde, încolțirea, adică spicul, se ridică planta din pământ, boabele coapte care sunt în spic. Aceste faze sunt aceleași în lumea naturală ca și în lumea spirituală. De aceea Domnul face comparația între acestea două, fiindcă El își asumă că noi înțelegem procesul semănării, încolțirii, creșterii, rodirii și secerării și punând în aceste faze ale semănatului, creșterii și seceratului natural înțelesul împărăției lui Dumnezeu, El speră să înțelegem mai bine decât abstract, dacă ne-ar spune teologic. În urma semănării Evangheliei în inima omului, prin predicare sau prin citire, se declanșează un proces spiritual de apropiere de Domnul. În primul rând, informarea, în al doilea rând, explicarea, în al treilea rând, confruntarea, în al patrulea rând, convingerea, în al cincilea rând, convertirea și în al șaselea rând, asigurarea, siguranța că ești mântuit. Și de aici înainte trăiești cu această siguranță, eu sunt în mâna lui Dumnezeu. Acest proces de creștere spirituală, în primul rând, luminează mintea, în al doilea rând, mișcă inima și în al treilea rând, înduplecă voința. Și lucrul acesta trece prin câteva faze specifice creșterii seminței din punct de vedere natural și din punct de vedere spiritual ca și aplicație practică. Sămânța semănată în pământ conține embrionul, embrionul vieții, ca și aplicație spirituală.
Însă el nu se dezvoltă decât în pământ, datorită condițiilor specifice de mediu pe care le întâlnește acolo. Am întâlnit ideea că trebuie să mănânci germeni de grâu. Ce înseamnă germeni de grâu? Înseamnă grâu încolțit. Și cum faci să încolțească grâu? Iei o mână de boabe de grâu și le pui pe masă. Și spui, vă rog frumos să încolțiți. Și poți să fii doctor, poți să fii profesor, poți să fii Obama, poți să fii ce vrei. Grâul ăla nu încolțește. Dar dacă îl pui într-un vas, într-o farfurioară și pui peste el apă, dintr-o dată îi creezi un mediu specific să încolțească. Germenele dinăuntru, embrionul, când a dat de umezeală, dintr-o dată bobul de grâu moare, putrezește, dar embrionul acela țâșnește la viață, încolțește, face firul acela micuț și dintr-o dată avem ceea ce spuneam mai devreme, germenele, în prezența condițiilor de mediu. Sămânța, dacă nu o pui în pământ, n-are niciun rod, poți să ai buzunarele pline cu sămânță, nu ești fermier. Fermierul pune sămânța în pământ, nu în buzunar. Nu-i suficient să ai Biblia în subțioară și nici în minte. Sămânța trebuie pusă în inima oamenilor. Oamenii trebuie confruntați cu Evanghelia. Oamenii trebuie învățați. Oamenii trebuie ridicați cu Evanghelia. Evanghelia trebuie predicată, că nu-i place cuiva. De când e lumea, lumea au fost oameni cărora nu le-a plăcut Evanghelia. Și la această neplăcere, indignare față de Evanghelie, fiecare a reacționat într-un fel. Unul a plecat, unul făcea altceva ca să n-audă. Unul zicea, hei, predicatorule, n-ai minte. Și cine știe ce mai spunea mintea lui despre el. Dar Dumnezeu a poruncit să predicăm Evanghelia. Și ori ținem cont de el, ori ținem cont de ei. Pavel spunea, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Muritorilor, Dumnezeu a poruncit să se predice Evanghelia. Și niciunul dintre noi, om din carne, n-are dreptul să spună nu. Iar dacă spune, nimeni nu va ține cont de el. Porunca lui Dumnezeu și trebuie împlinită, Evanghelia trebuie predicată. Și de cei mari, și de cei mici, fiecare cum știe, câtă lumină are de la Dumnezeu. Fiecare acolo, în contextul lui de viață, în familia lui, la școala lui, la serviciul lui, în funcție de contextul de viață în care se găsește. Iar dacă nu se poate predica cu gura, prin cuvinte mă refer, așa cum ce înțelegem noi prin predicare, uneori, o mare provocare este predicarea prin mărturia vieții, prin trăire, pentru că oamenii se întreabă, ce fel de om este ăsta? Mai ales în vremea aceasta când destrăbălarea atinge apogeul. Deși embrionul vieții este în sămânță, el va rămâne acolo într-o stare latentă, potențială, dar nu va germina niciodată decât în condiții de mediu. Ce înseamnă condiții de mediu? Înseamnă umiditate, înseamnă căldură, înseamnă aer și când spicul iese din pământ, înseamnă și lumină. În cuvântul vieții pe care îl auzim sau pe care îl citim din Biblie, există putere de transformare a inimii. Spunea Pavel în Roman 10:17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Hristos este sămânța, el trebuie pus în inimile oamenilor. Inima omului fiind pământul, solul în care e așezată sămânța, adică cuvântul Bibliei. A doua fază, sau mai bine zis, prima fază care este în creștere este germinația sau germinarea. Ea e determinată de evenimentul semănării, al semănării seminței în pământ, unde în prezența condițiilor de mediu, așa cum spuneam mai devreme, trece din starea de repaus, de potențialitate, de latent, în starea de activitate, se declanșează viața. N-ați observat niciodată, mergând la cineva în vizită sau chiar în propria curte, că aveți o potecă din beton, driveway sau altceva, și dedesubt a fost o sămânță de copac, pur și simplu a spart betonul și a ieșit prin beton. Am văzut asta de câteva ori în viață și am fost extraordinar de surprins, mai ales pe străzile, pe trotuarele din România, cât un pom pur și simplu a rupt asfaltul. Viața are putere. În viață există putere când germenele de viață se întâlnește cu un sol care îi oferă condiții bune, atunci rupe tot.
Asta se întâmplă cu inima unui om credincios în care ajunge cuvântul. Dacă e o inimă sinceră, dacă e un pământ bun, un pământ fertil, un pământ umed, umed de dragostea lui Dumnezeu, atunci omul acela se naște din nou. Și nici soțul care o pedepsește pe soție să nu se pocăiască, nu o poate opri. Și nici soția care îl cicălește pe soț să nu se pocăiască, nu-l poate opri. Și nici părinții care își pedepsesc copiii să nu se pocăiască, nu-i pot opri. Pentru că atunci când un om simte dulceața, măreția și sclipirea dragostei divine, nu-l poate opri nimeni. Vine la Hristos prin foc, vine la Hristos prin apă, vine la Hristos prin suferință. Pentru că dragostea lui Dumnezeu e mai dulce decât orice și mai dulce decât oricine. Dicționarul explicativ al limbii române definește germinarea ca fiind o perioadă în care sămânța începe să încolțească, să se mulțească și să pornească un nou ciclu de viață, de vegetație, în condiții favorabile, așa cum spuneam puțin mai devreme. Așa se declanșează nașterea din nou, făcând aplicația practică la lucrurile sfinte, unde embrionul vieții sfinte produce un om nou în Hristos care crește în fiecare zi. Crește în fiecare zi spre maturizare, spre rodire, în perspectiva secerării. Iar dacă vine secerătorul, să nu fie nicio supărare, că aia e destinația, ăla e scopul, de fapt. Procesul germinării seminței este declanșat de evenimentul semănatului, deoarece sămânța semănată în pământ găsește condiții prielnice de viață. Uitați ce spune Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut în pământ nu moare, nu putrezește, rămâne singur. Dar dacă moare, atunci germenele, embrionul, iese și produce viața. Vedeți, Biblia face aceste comparații simple din lumea obișnuită, din experiențele profesionale obișnuite ale câștigării existenței. Și dumneavoastră știți că în trecut, pentru mii de ani, tot omul și-a câștigat existența din agricultură. România a fost o țară agrară, inclusiv în generația mea. Sigur, în generația mea a înflorit și tehnologia, combinate chimice, combinate de mașini, navale, de tot felul. Dar părinții noștri, în mod special, au lucrat în agricultură. Fiecare avea doi boi sau doi cai, avea o căruță, un plug și în felul acesta mergea la marginea satului, avea o bucată de pământ mai mare, mai mică și de acolo își câștiga existența. Cei mai în vârstă dintre noi au crescut în România, probabil, într-un astfel de context. Ei, Domnul, de aceea ia această experiență de viață foarte obișnuită și pune prin comparație în ea mesajul Evangheliei lui Hristos pentru ca să-L înțelegem bine și să ne intre în toate celulele vieții. Să nu-L înțeleagă doar filozofii, ci îngerii cu chip de om. Sămânța semănată e limpede că mai întâi trebuie să moară, pentru ca embrionul din interiorul ei să se poată dezvolta într-o nouă plantă. Observați că fermierul nu seamănă o plantă, ci o sămânță, însă nu crește sămânța, ci crește planta. Dumnezeu a pus niște legi în universul pe care l-a creat, legi față de care noi suntem foarte neatenți, deoarece suntem grăbiți. Cred că anul trecut am stat pe un scaun la mine în casă și mi-am dat așa capul pe spate într-o după-amiază și am văzut cerul. Și văzându-l m-am speriat. De ce? Mi-am dat seama că eu imaginea asta n-am mai văzut-o de foarte mulți ani. Probabil de vreo 4 ani, cât era atunci de când am venit aici și încă de vreun an, 2, 3, 5, 10 în România, n-am mai avut timp pur și simplu să mă uit la cer. Dar dacă ți-ai face timp cum ne făceam timp când eram copii, mai țineți minte, ne întindeam pe spate, pe terenul de fotbal, unde ne întâlneam cu copii, dacă mergeam cu animalele la păscut, ne întindeam pe spate și ne uitam la cer. Era o imagine deosebită. Câți dintre noi mai au timp să facă asta acum, da, de unde? Nu mai ai timp să mai mănânci, nu mai ai timp să dormi, nu mai ai timp... Multe lucruri nu mai avem timp, căutăm pantofi fără șireturi și tot felul de lucruri care să ne ajute și să mai economisim cât o secundă, cât un minut, să nu mai ne aplecăm și să ne... Sigur, nu numai din pricina timpului. Domnul spune următorul lucru. În această nouă fază, planta iese din pământ pentru că viața nu poate rămâne ascunsă. Și Petru spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele și uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea,
cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iată dar planta cum crește. Iată dar 8 faze ale maturizării spirituale. De la credință, de jos, de la bază, din pământ, până sus la spic, dragostea de oameni, rodul. Ce-i folosește unui om credința, baza, dacă n-ajunge la coacere? Câți dintre noi punem grâu pe un hectar, două, trei, ca să-l recoltăm și să-l punem în vază, în living room? Pune careva dintre noi, aduce grâu acasă cu mașina ca să-l pună prin casă? Nu, niciunul nu pune grâu pentru asta. Punem grâu în speranța că va face boabe, boabele le ducem la moară, moara le toacă, face făină, cu făina ne ducem la brutărie, brutarul ne face pâine și cozonac și prăjituri și checuri de toate felurile și mâncăm și ne bucurăm. Dar nu semănăm grâu să ne facem poză cu el. Scopul este rodirea. Dacă nu face rod, niciunul dintre noi n-am semănat grâu. Ce scop ar avea Dumnezeu să semene credință în noi dacă n-ajungem la rod? Și roada Duhului dimpotrivă este. Galateni 5:22. Știți dumneavoastră, începe cu dragostea și termină cu înfrânarea poftelor. Spunea Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetele 1 la 3, deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă sămânța a germinat, a încolțit și a ieșit din pământ, deja a ieșit afară, deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă, șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, sămânța a murit, nu se mai vorbește de sămânță. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta este germinarea. O altă fază în procesul acesta al creșterii este spicul. Spicul arată maturizarea plantei și pregătirea pentru rodirea boabelor. Spunea Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 15, să creștem în toate privințele și să ajungem la cel ce este cap. Așa cum germinează, încolțește, iese din pământ, se ridică tulpina la grâu, spicul, vine deasupra. Ei, tot la fel, privind la aceste faze ale creșterii plantei, Pavel spune, și voi dați-vă toate silințele ca să creșteți. Boabele de spic dovedesc, sau boabele din spic dovedesc rodul plantei. De fapt, acesta este scopul. Tot ce se întâmplă până aici este un proces pentru atingerea țintei. Sunt obiective de continuitate, dar scopul nu este nici germinarea, scopul nu este nici încolțirea, scopul nu este nici firul verde, nici paiul, scopul nu este nici măcar spicul, dacă vreți. Scopul adevărat sunt boabele. Pe acestea, până la urmă, le păstrează fermierul. Și ele devin, dacă el nu le prepară în altceva, ele devin potențiale semințe pentru următoarea etapă de secerat, de semănat de la toamnă. Dintr-o singură sămânță semănată în pământ, iese un rod cel puțin de 30 de ori mai mare, dacă nu de 60, dacă nu 100% câștig. Spunea Matei, în capitolul 13, în pilda seminței, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce rod. Și acum el spune, un grăunte dă 100, altul dă 60, altul dă 30, dar există un minim, există și un maxim, există și o medie. Ce ar fi să vă întreb fiecare dintre noi, unde suntem, la minim, la mijloc sau la maxim? În inima noastră noi știm unde suntem. Sau foarte probabil că știm. Aș vrea să ne apropiem de încheiere evenimentul seceratului. Evenimentul acesta al seceratului, ca și semănatul, este un eveniment. Te duci cu mașina de treierat în holda de grâu și în câteva ore ai recoltat grâul de pe o bucată de pământ care o administrezi sau care este proprietate personală.
Observați că evenimentul seceratului nu înseamnă pentru fermier doar recuperarea seminței pe care a semănat-o. Nimeni nu face o investiție ca să câștige tot cât a investit. În împărăția lui Dumnezeu, minimul de profit este 30%. Nu facem acum o doctrină din exemplu dat de Domnul, dar doar îl amintesc așa pentru un reper spiritual al rodirii. Dar există o medie, 60, adică cel puțin încă pe jumătate și mai mult, și există și dublu, 100%. Vă imaginați ce businessman, dacă mi îngăduiți expresia, ce businessman bun este Dumnezeu? Cel mai mic profit este 30%. Dacă noi am avea afaceri unde procentajul de câștig ar fi 30, n-ar fi rău deloc. Să nu mai vorbesc de 60 sau de 100%. Luca spunea în capitolul 3, faceți dar fapte vrednice de pocăința voastră, faceți roduri vrednice de pocăința voastră. Dacă există pocăință, pocăința trebuie să aibă rod. O pocăință fără rod nu este pocăință. Pocăința are rod, grâul are spic, spicul are boabe, boabele fac făină, din făină se face pâine și cozonac. Este imposibilă o pocăință, o credință fără rod. Întreba Iacov, sau afirma Iacov, arată-mi credința ta fără faptele tale și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Arată-mi recolta ta, dacă n-ai niciun bob recoltat, și eu îți voi arăta recolta mea din boabele care le-am strâns de pe proprietatea unde am semănat grâu. Frați dragi, este minunat faptul că noi ne-am mântuit. Este deosebit faptul că noi credem în Domnul. Este bine că venim la biserică. Este bine că slujim. Este bine că ne rugăm. Toate sunt bune. Dar pentru împărăție noi trebuie să aducem profit. Cât profit aduce comportamentul fiecăruia dintre noi? Cât de zidită este împărăția Bisericii Betania, care este o mică celulă din împărăția lui Dumnezeu, cât de zidită este prin spicul de grâu numit tu, dumneata, 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 dumneata și cu mine. Cât de zidită este? Orice pom bun face roade bune. Orice pom rău face roade rele. Matei 7:17. De ce? Pentru că pomul bun se cunoaște după roadele lui bune. Observați că Domnul spune următorul lucru. Cartea de vizită a grâului, nu-i spicul. Cartea de vizită a grâului sunt boabele. Cartea de vizită a pomului nu-i tulpina, nu-s frunzele, sunt fructele. Spune Domnul, după fructe îi veți cunoaște. Dacă e măr, îl cunoști că are mere în el. Degeaba are o etichetă de culoare galbenă scrisă cu roșu, acesta este măr. El nu-i măr că scrie măr pe el, el e măr că face mere. Și Domnul spune, după roade îi veți cunoaște. Să ne uităm la membrii familiei noastre, să ne uităm la noi, să ne uităm la membrii bisericii și fiecare cât putem mai mult să înțelegem că deși sunt slăbiciuni între noi, fiindcă nu suntem încă desăvârșiți decât în Hristos, dar în noi nu suntem desăvârșiți. Noi în Hristos, prin El suntem desăvârșiți, dar prin noi, noi mai avem multe slăbiciuni la care lucrăm. Ei, în ciuda acestor slăbiciuni cu care ne luptăm zilnic, ele vin din firea pământească, care se războiește cu noi. E un război permanent. Spunea Pavel, războiul ăsta nu se stinge până când omul își pune mâinile pe piept. Dar trebuie să ne luptăm, să nu ne lăsăm. Există o alunecare, nu-i nicio problemă. Lasă obrazul să-ți roșească, ridică-te în picioare, bazează-te pe mila lui Dumnezeu, cere-ți iertare, părăsește-ți păcatul, fii mai atent și du-te înainte. Nu te întorci înapoi, unde te întorci înapoi? Dar nici nu merge toată ziua împiedicându-te, că asta nu e o atitudine de om serios. Spune o vorbă înțeleaptă, niciun om cu minte la cap nu calcă de două ori în aceeași groapă. Calcă odată, s-a lovit, l-a durut, s-a învățat minte, ocolește.
Și acum am să citesc un verset pe care dumneavoastră îl știți, dar în contextul acestei predici, el are o greutate foarte mare. Orice pom bun care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat afară. Viața noastră spirituală va fi secerată și va fi cântărită nu de oameni, nu de comitete, nu de pastori, ci de Dumnezeu. Când este copt rodul, pune îndată secerea în el, pentru că a venit secerișul. Textul de la care am început, Marcu 4. Încă nu este secerișul în viața mea. Este încă procesul de creștere. Simplu fapt că mai sunt astăzi în viață, simplu fapt că n-a venit combina lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, să secere viața mea și să ia rodul, cântărindu-l, încă mai pot, în procesul acesta de creștere, să corectez lucrurile care nu sunt excepționale, să manifest mai multă râvnă pentru Domnul, mai multă îndrăzneală pentru Domnul, mai multă disponibilitate pentru Domnul, mai mult sacrificiu pentru Domnul și să încerc să ating excelența, sperând că dacă vine mâine, mă va găsi doar, nu doar cu 30, ci cu 60. Nu mi-ar place, căruia dintre noi, la care dintre noi nu i-ar place să se ducă acasă cu bani mai mulți? Dacă ai avea posibilitatea să te duci astăzi acasă cu 30 de dolari, cu 60 de dolari sau cu 100 de dolari, ceea ce ai muncit, cât ai alege? Ai alege 30? Nimeni n-ar alege 30. Ai alege 60? Nimeni n-ar alege 60. Ai alege cât mai mult posibil. Ei, Domnul și în lucrurile spirituale ne spune, poți să ai 30 rod, poți să ai 60 rod, poți să ai 100 rod. De ce te lași cu 30? De ce te lași cu 30? O să-ți pară rău. Dincolo nu e o săptămână ca în Florida sau Mexic, dincolo e veșnic. Și te duci cu ce ai secerat, cu ce ai semănat aici și cu ce ai crescut aici, cu ce ai cheltuit aici, cu ce te-ai muncit aici. Nu te lăsa! Asta este îndemnul Bibliei și e pentru noi. Pentru noi oameni care de ani de zile ascultăm tot îndemnuri de genul ăsta. Și pentru că suntem obișnuiți cu ele, suntem expuși riscului să nu le mai auzim. Și nu există risc mai mare în viață decât să te obișnuiești cu mustrarea. Omul care se obișnuiește cu mustrarea e un om nefericit. Știți de ce? Pentru că mustrarea nu mai are efect asupra lui. Atât de tare i s-a întărit, i s-a împietrit inima. Asta se numește surzenie psihică. Această expresie vorbește despre omul care atât de tare s-a obișnuit cu mustrarea mamei, care zilnic are legătură cu același obicei. Spală-te pe dinți, mă copile, sau fă spatul, mă copile, sau fii-mă un pic mai... fiecare cum trebuie să fie acolo. Ei, și când îi spui mereu și mereu și mereu și mereu și mereu și mereu același lucru, când aude spa, copilul când a auzit spa, știe că urmează spală-te pe dinți, mă copile, și dintr-o dată mintea lui se blochează, nu mai aude și poate să se uite la dumneata, dar nu te aude. Asta se numește surzenie psihică. Asta, să știți, că se întâmplă în adunare. Este cel mai rău duh care poate înghiți inima unui credincios, surzenia psihică. Să te uiți la predicator, dacă te mai poți uita, și să nu auzi ce spune. Luăm cuvintele ca de la el, nu ca de la Dumnezeu din ceruri. Asta trebuie să acceptați, că de când v-ați întors la Domnul, mulți predicatori ați auzit. Dar neputința noastră de a ne pocăi e la fel de mare, indiferent că predică A, că predică B sau că predică C. Pentru că marea problemă nu e cine predică, marea problemă suntem noi. Pentru că noi trebuie să ne schimbăm. Concluzii. Fiecare spic de grâu din proprietatea lui Dumnezeu va fi evaluat. Cine nu aduce rod, înseamnă că nu are viață în el. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. Condamnare la moarte. Cât rod aduci? Fiecare om din împărăție trebuie să semene sau să ude sămânța. 2 Timotei 2,6. Plugarul să muncească înainte... Trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Ce faci tu? Ce uzi tu? Numai această întrebare, dacă am pun-o în această seară, frați și surori, înainte să plecăm acasă, și fiecare s-ar întreba pe sine, tu ce semeni? Tu ce uzi? Și ar trebui să răspundem la asta înainte de a pleca. Scumpii mei, nu știu cum să vă spun mai bine, ca să
Înțelegem împreună că nu știm dacă ne mai trezim mâine din somn. Și dacă noi nu suntem bine acum, să știți că noi nu adormim în Domnul. Nu știu cum să vă spun mai bine, pentru ca să cuvintele acestea pe care le spun să fie primite în inimă. Pentru că eu știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți în urmă ani de zile în care v-ați luptat împotriva păcatului. Dar dumneavoastră știți că o parte din adunare, plus minus jumătate din adunare, deși s-a luptat sub o formă sau alta cu păcatul de-a lungul vieții, vor fi fecioarele care vor auzi următorul cuvânt. Plecați de la mine, pentru că nu vă cunosc. Noi spunem, de la noi din adunare nu-i nimeni așa. Eu ca păstor îmi place să cred că este adevărat, dar nu eu spun dacă e da sau nu, pentru că eu sunt doar un om ca dumneavoastră. Domnul spune, scumpii mei, cine nu face rod nu va intra. Acesta este un mesaj care creează o responsabilitate extraordinară. Penultima concluzie. Fiecare trebuie să aibă speranța secerișului în timpul dificultăților semănatului. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se va întoarce cu veselie când își va strânge snopii. Psalmul 126, versetul 6. Lucrează în ciuda dificultăților. Nu te lăsa opri de nimeni. Lucrează în ciuda dificultății. Ești chemat pentru ce faci? Lucrează. Zidește biserica ceea ce faci? Lucrează. Se zidesc frații prin ceea ce faci? Lucrează. Vin mai mulți oameni la adunare prin ceea ce faci? Lucrează. Îi tragi și pe alții după tine? Lucrează. Crești niște tineri ca aceștia? Lucrează. Dar dacă faci o lucrare nu de creștere, ci de altceva, nu de maturizare, ci de altceva, nu de promovarea unor tineri, ci de altceva, ascultă cuvântul, oprește-te. Ultima concluzie. Fiecare semănător trebuie să lase germinarea seminței semănate și creșterea plantei în mâna lui Dumnezeu. Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că se strea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Fă-ți partea și lasă restul în mâna lui Dumnezeu. Dacă ai un copil la care tot îi spui, nu dispera, sămânța aceea pe care ai pus-o, într-o zi va germina, va încolți și va crește. O vei vedea. Va ieși o nouă plantă. Nu-ți pierde încrederea. Fă-ți doar datoria, seamănă. Fă-ți doar datoria. Pentru că în pământ, în inima omului, poate încolți sămânța pe care ai pus-o. Nu-ți pierde încrederea. E vorba de soț, e vorba de soție, e vorba de copii, de părinți, de un prieten la care ții, de cineva drag. Nu-ți pierde încrederea. Aceasta este una dintre morala pildei din această seară. Seamănă și lasă restul în mâna lui Dumnezeu, că nu te poți băga în pământ să dai foc la sămânță să iasă embrionul și să încolțească și să iasă planta. Nu poți! Fă-ți datoria, seamănă și udă, seamănă și udă, predică și roagă-te, predică și roagă-te, predică și roagă-te. Pentru cel mai rău, pentru cel mai indiferent, pentru cel mai firesc din adunare, predică și roagă-te, mustră-l și roagă-te. Într-o zi se va lipi ceva de el, iar dacă nu se va lipi, judecata lui Dumnezeu va fi aspră. N-ai ce face mai mult. Este privilegiul fiecărui copil al lui Dumnezeu nu doar să aștepte, ci și să grăbească venirea Domnului. Fiindcă Petru spunea, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Semănatul înseamnă să-L accepți pe Iisus ca mântuitor, evanghelizare. Creștere înseamnă să-L urmezi și să-L slujești pe Iisus ca Domn și asta înseamnă maturizare. În ce fază suntem noi? Să-L acceptăm pe Iisus ca mântuitor? Asta am făcut-o acum 20 ceva de ani. Acum suntem în faza să-L urmăm și să-L slujim pe Iisus ca Domn, iar noi robi. Vreau să stăm în seara aceasta înaintea Domnului cu conștiința noastră trează. Și înainte de a fi prea târziu, fiecare în dreptul lui, doar cât e nevoie, să ne pocăim, să ne smerim și să-L urmăm pe Domnul slujindu-L cât mai bine, că o facem doar pentru gloria Lui și pentru bucuria noastră veșnică. Vă rog să vă ridicați și stând înaintea Domnului să ne rugăm fiecare. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră.
Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.